15 septembrie a fost termenul până la care buzoienii ale căror apartamente au fost racordate la rețeaua centralizată de încălzire au putut depune documentațiile la Regia Autonomă Municipală. S-au înregistrat 370 de solicitări, număr record pentru ultimii ani la Buzău. Unul dintre motivele principale este legat de iminenta scumpire a gigacaloriei, subiect despre care s-a tot vorbit în contextul în care primăria nu va mai putea acoperi întreaga subvenție pentru energia termică furnizată către populație. Probabil că și discuțiile care au fost în media referitoare la alocarea subvenției s-ar putea ca să fie una din cauze. Mie îmi place să cred că nu calitatea serviciului este cea care a făcut ca o parte din abonații noștri să plece. Fac precizarea că au plecat doar apartamente. Agenții economici au rămas în continuare la sistem. Totuși, numărul celor care s-au debranșat de la serviciile regiei este mult mai mare, pentru că nu toți au ales să depună dosare la RAM. Buzoienii care nu își permit să facă proiectul de echilibrare hidraulică nu mai înregistrează documentele la sediul regiei. În speță nu s-a realizat echilibrarea hidraulică. Care e costisitoare, din motivul ăsta. Este costisitoare, deci noi considerăm debranșați, deci nu li se facturează celor care chiar n-au îndeplinit procedura. În schimb, în baza noastră de date, sunt considerați ca debranșați ilegal. În momentul ăsta, deci nimeni nu a avut de suferit fiind catalogați așa. Potrivit oficialilor RAM, majoritatea buzoienilor care s-au debranșat de-a lungul anilor în municipiul Buzău nu au depus dosare către furnizorul de energie termică. Anul acesta, după emiterea primelor facturi, se va cunoaște și numărul real de renunțări la sistemul centralizat. Eu sper că nu vom avea surprize în sensul de a găsit și alții care s-au debranșat fără a depune documentația necesară la sediul RAM. Vom vedea la prima factură când vor fi probabil anumite reacții a celor care nu și-au îndeplinit misiunea de a depune dosarul. În privința prețului la gigacalorie, singurul lucru sigur este că tariful de 185 de lei nu se va modifica până la finele acestui an. În prima fază pot să le spun cu certitudine că există hotărâre de Consiliul Local în care prețul de facturare este 185,24 lei pe gigacalorie până la 31 decembrie. Începând cu 1 ianuarie, nu am nimic cert, în sensul că nu știu care vor fi prețurile la energia termică cumpărată, la gaze, la apă și la energia electrică, acestea fiind componente ale prețului gigacaloriei. Deci, mergând mai departe, nu pot să spun la ce preț va ajunge să livreze regia. Apoi, nu am informațiile despre cuantumul subvenției, deci prețul de facturare care este ca o diferență între prețul total al regiei minus subvenție, nu pot să vi-l spun. După valul de debranșări din acest an, Regia Autonomă Municipală a rămas cu 14.300 de apartamente racordate la sistem.